Vine popa pe cărare, Doamne miluiește. Se-ntâlnic o fată mare, Doamne miluiește. Și atunci popa cu respect, Doamne miluiește. I-a pus mâinile la piept, Doamne miluiește. Fată mare, ce aici? Aleluia, aleluia. Amerele raiului, Doamne miluiește. Dar popa bucuros, Doamne miluiește. A pus mâna și mai jos, Doamne miluiește. Fată mare, ce aici? Aleluia, aleluia. Burii cu pământului, Doamne miluiește. Fată mare, ce din vale? Doamne miluiește. E barba sfinții tale, Doamne miluiește. Vise popa bucuros, Doamne miluiește. Eu te rog, fată frumos, Doamne miluiește. Am și eu un păcătos, Doamne miluiește. Să-l băgăm pe iad în jos, Doamne miluiește. Să cităm din cele de taină. A zis popa Corcodel, cu mâna pe sânul lui Marta, Marta, ce sunt acestea? Acestea sunt izvorul nesecat al laptelui. Și-a mai zis popa Corcodel, cu mâna pe părul lui Marta, Marta, ce este acesta? Acesta este lanțul cerului. Și-a mai zis popa Corcodel, cu mâna pe dihania lui Marta, Marta, ce este aceasta? Aceasta este gura iadului. Și-a mai zis popa Corcodel, cu mâna pe picioarele lui Marta, Marta, ce sunt acestea? Aceștia sunt stâlpii pământului. Bine, Marta, nu mă las până nu pun mâna pe lanțul cerului, să suc din nesecatul izvor al laptelui, să mă bag între stâlpii pământului și să-l bag pe cel păcătos în fundul iadului. Facă-se voia ta, părinte! Doamne, miluiește! Pace ție, cititorule!